am ieșit de pe drumul ăla pentru că n-am nicio șansă. Se lasă și noapte și așa, dacă eram vreo 10-11 ATV-uri erau așa, da? Oricum ne-am distrat un pic. Foarte fain, mie mi-a plăcut-o, nu? Nu știu la băieți. Mai dăm pe aici o... un drift, așa. Sper să dea domnul să nu răcesc, pentru că e groasă. Dacă răcesc, ce fain e! Vin și băieții. Hai să dăm un drifculeț. Da, ușor să nu vină mașinile. E copac căzut. Hai că mai dăm cu băieții un driftan. A, dar unde e asfalt e... e dat. Unde e asfalt e curățat. Ne-am învârtit un pic, ne-am... ne mai plimbăm un pic, că-i păcat. Remorca mai jos, unde este asfaltul curat, am remorca, eu mă urc de ei, mai rău, că trebuie să ajung acasă. Tare.
ne prinde noaptea, mai avem ceva kilometri. Facem așa roată, asta e zăpadă. Aici pe unde e asta, pentru că a fost dată. Dar n-am nici ceva, după cum vedeți, pe margine. Sau băieți tinere. Am omorât astăzi aer. Adică cureaua sigur are ceva uzură, chiar dacă este nouă. O să schimb și rulmentul cât de curând și o să mă uit la curea, dar am omorât rău acum. I-am dat azi și în H și în greu și toate cele. Cauciucurile se comportă foarte, foarte bine, mulțumit de ele. Pentru că fac un concurs, intrați la mine pe Instagram și o să vedeți mai multe detalii. Etichetați acolo un prieten 2, dați un like și o FIFA poate să fie a voastră. Iepure! 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 Ei! De un pic de zăpadă. Mamă, ce tare s-au de tobă. Oh. Ne întoarcem pe partea cealaltă, cred că acolo nu este băgat plugul pe drumul celălalt din dreapta. Pentru că aici suntem pe două drumuri. Nu știu dacă vedeți pe GPS, nu știu dacă poate, nu știu dacă poate până la voi. Da, nu știu ce mai vedeți voi, e întuneric rău și ceață. Am cam luat ceapă pe partea asta, e dat de zăpada, e numai asfalt. Eu venisem să intru în zăpadă. Nu o să merg pe stradă. Pentru că... Ia uite cum se vede acolo. Bun, acolo zici că e zi. Da, cred că o să închid aici acest clip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați mie un like. Lăsați un comentariu acolo dacă vă place ceea ce fac. Și cam atât în clipul de astăzi. Sper să mai ningă. Să vă pot filma mai multe lucruri pe zăpadă. Deși eu sunt sătul așa. Am început să-mi plag așa căldura și să merg în alte zone unde e mai cald. Pentru că știți și voi că nu prea ani. Și temperatura destul de mare, cel puțin săptămâna viitoare am vreo 10-11 grade aici la munte. Vă dați seama ce se va întâmpla cu zăpadă asta. Și nu știu, să mă lăsați acolo în comentariu ce vreți să mai filmez sau unde vreți să vin. Pentru că mi-am luat remorcă, știți, din clipurile trecute și
Am totuși destul de aproape de casă, nu pot să zic că la 1000 de kilometri, dar e un început, vă dați seama. Mamă, ce frumos să văd stopurile lui Cătălin, 850. Închid aici pentru că e noapte și cred că mai vede niște luminițe albe și roșii, atât. Pa! Hai să vă mai las un pic cu niște rateuri de la Tolonga, să spuneți dacă vă place. Hai, dar nu prea mi-a dat acum, ia să vedem aici. Când se încălzește, acum e destul de frig. Ia să vedem aici. Cauciucuri destul de ok și sunt pe 4x2. Mai băgăm un driftan. Sper să nu bag în șanț. Aici merge un pic înghețat și nu stai nici anvelopele. Eu sunt foarte mulțumit de astea. Sunt nebunit după ele și de-aia nu vreau să merg pe asfalt, pentru că îmi va joc de ele. Nu că s-au fost scumpe, că nu au fost scumpe. V-am zis, am dat 1000 de lei pe ele. Bine, ele sunt mai scumpe, așa le-am prins eu, dar sunt noi, sunt... Și agață foarte bine, bine rău de tot. Ce faceți, mă? Sunt aia? Deci doar pe aici, prin zăpadă, săraci. Nu? Să niște căței acolo. Acum câteva săptămâni, să zic, cred că maxim o lună am fost cu mașina și de obicei țin niște conserve la mine de astea de căței și mă mai opresc pe unde merg Emile și le dau de mâncare și ăștia chiar îi știu, doi dintre ei, pentru că m-am oprit și le sărăți, dorm pe aici. Dar cred că așa s-au învățat ei, că ar putea să meargă la hotelul ăla mai încolo, da? Eu știu, ori nu știu ei să ajungă, ei nu știu. Dar cred că le dau oamenii, că trec foarte multe mașini pe aici. Cred că le dă să mănânce. Urcă-te, mașa. Hai să pornesc. Urcă-te, mașina. Da. Păi am măsurat. Cam așa se vede. Dar luminile astea sunt... Ești metru de rău. Am acoperișat la da? Da. Dar și nu îngheță. Nu neapărat. Nu de înghețat.